Primarul al treilea mandat, Jean Jipa, se bucură de aprecierea consătenilor săi, motiv pentru care între acesta și comunitate există o cooperare constructivă și permanentă. Aflat mereu în slujba semenilor săi, primarul din Ogrezeni se află în mijlocul tuturor evenimentelor, dar și preocupărilor cu care școala, instituțiile de pe raza comunei, dar și localnicii se îndeletnicesc. Mai mult, edilul din Ogrezeni nu-i uită niciodată pe cei cu care soarta n-a fost prea generoasă, o atenție aparte acordând și beneficiarilor din casele ce găzduiesc persoane defavorizate. Iar pentru că sărbătorile sunt cel mai bun prilej de a dărui, Jean Jipa s-a implicat și în derularea celei de-a doua ediții a târgului cu produse culinare, organizat de elevii școlii generale Sfântul Nectarie din localitate. Cum merg vânzările? Merg foarte bine, datorită mie. Fac cea mai bună reclamă. Ești modest? Da. Cele mai bune prăjituri. Cele mai bune prăjituri, avem fineti clătite, avem brăduleți, tot ce se poate. Avem și lumânări. Avem și cappuccino, avem și bomboane, avem, de toate avem. O gamă diversificată de produse. Da, avem mai ceva ca un supermarket aici. Au mers vânzările până acum? Au mers foarte bine. Ce să vă spun, am făcut ceva bănuți. Ce ne-a pregătit? La festival de voi sunteți premiații, vai, de la voi trebuie să cumpăr din fiecare. Vai, copiii mai ridici înainte de toate, țin să vă felicit. În al doilea rând, în semn de mulțumire, ați fost invitați la teatru, ați fost, v-a plăcut piesa? Bravo, perfect! Iar voi sunteți cei care la anul o să fiți a 8-a. Da! Și o să vă mai fac o altfel de invitație, dar la momentul potrivit. Până atunci va fi o surpriză, da! Las că știți voi! Perfect! Așa s-a numit și piesa, parcă, nu? Atunci las că știți voi! Bun! Orezul cu prune, era cineva care vrea de post, doamna Florența? Eu, ce să vă zic, m-am gândit că sunt prea tânăr ca să îmbrățișez o astfel de atitudine și așa că voi cumpăra astăzi brioșele? Da! Foarte bune! Cine a făcut brioșele? Doamna dirigintă! Vai, doamna dirigintă, vă felicităm pentru brioșele astea! George, vino să cumpărăm brioșe! Aveți și pe ce să-mi puneți? Da! Astfel de departe, cel mai activ cumpărător, primarul din Ogrezeni, a făcut oferte generoase pentru achiziționarea de dulciuri și obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, pe care copiii, alături de părinți și cadre didactice, le-au pregătit. Asta e 5 lei și asta? 10 lei, 15 lei. Cine e dirigintele aceasta? Ah, ok. La grădiniță. Cine a făcut asta? Mămicile sau copiii? Împreună, la colaborare, nu? Bani! Ia uitați ce informații am primit. Pentru această informație vă fac cadou această minunată luminare pe ocazia sărbătorilor de iarnă. Și, Doamne, ajută toate cele bune. Copii, slota de plată! Am văzut ceva cu roșu aici. Da. Așa, și avem și pliculete? Dați-mi și pliculețele și acum faceți. Ce să pun? Sorcova! Știe cineva Sorcova? Da! Știe toată lumea Sorcova? Da! Cântăm toți Sorcova? Da! Ea se cântă în noaptea de... de rebelion! Și avem și o stea! Imediat! Copii, cine a făcut stelele astea? Eu! Tu ai făcut stelele? Mă, dar știi să cânti steaua? Nu! Știi steaua? Știe cineva de aici să cântă steaua? Da! Ce avem noi dulce acrișor? Ce să vă mai recomand? Că nu prea mai avem de să vă mulțumesc. Plătitele? Plătite! Chec! Cu nucă! Cu nucă? Da! Atunci și numai nucă! Puneți-mi chec, o felie de chec! Prăjitura asta e făcută de voi, făcută în casă? Dați-mi și una de asta, e biscuite cu... Puneți-mi și chec. Și globulețele de acolo? Sunt ciocolată. Puneți-mi și 5 globulețe. Puneți-le într-o globulețe de acolo. O pungă! Dar sunt ferite. Și mai avem acolo? Unde-i notată? Unde-i paseria? Aici! Ce mai dă?
Tadin, știu, știu cum te numești. Devora. Devora și mai bine. Dă-mi Devora, zi tot numele. Exact, asta era, Zvan. De remarcat este faptul că dorința de a oferi și ajuta edilului din Ogrezeni a fost transmisă întregii comunități, astfel între primărie, școală și comunitate, ființând un parteneriat nescris de ale cărui rezultate, se bucură cei care au multă nevoie de sprijinul celorlalți. La dumneavoastră, da? Mulțumesc frumos! Da! 4 lei, mai vă dau și restul. Vreți să-mi dați? Haideți, dați-mi că după aia suntem... Suntem filmați aici, nu e bine cu... Pentru o mulțumire personală vă aștept ori deodată, ori câte una la birou, vă aștept. Da! Ia uite! Ce clasă am spus că avem aici? A cincea! Cine este domnul diriginte pentru clasa a cincea? Mița Viorica! Felicitări! Acum să trecem la cumpărături. Domnișoară, dacă vreți să vă apropiați. Vă aștept! Unde-i băiatul? Unde-i băiatul cu brăduțul? Vă rog să-mi permiteți, venind în vizită la dumneavoastră înainte de a cumpăra, să vă ofer acest brăduț făcut de un copil de clasa a patra. Mulțumesc mult! Care urmează să-l achit acum, cred că s-a rușinat și a plecat. Și vă rog să vă invitați la cumpărături. Poftiți! Ce-mi recomandați dumneavoastră? Ce a fost mai bun s-a vândut. Aveam pizza, dar totul este... Eu sunt sigur că toate sunt foarte bune. Da. Cozonacul? Da. Făcut handmade, nu? Da, da. Toate, dacă toate sunt făcute în casă, puneți-mi din toate.